Rezultatele după soluționarea contestațiilor de la bacalaureat au schimbat extrem de puțin situația în județul Giurgiu. În raport cu rezultatele înregistrate inițial, rata de promovabilitate a crescut cu doar 79 de sutimi, nici măcar 1%, ajungând la 21,02%. Mai exact, doar 7 elevi care au contestat notele primite au promovat examenul după rezolvarea contestațiilor. Peste 200 de elevi au cerut reanalizarea lucrărilor, majoritatea la limba și literatura română și la matematică. Procent mai mare de promovabilitate am avut la Colegiul Național Ion Maiorescu, 50%. Am avut la Liceul Teoretic Tudor Vianu, 46,38%. Și Liceul Tehnologic numărul 1 Prundu, 37,5%. Promovați cu medii între 9 și 10 am avut un singur candidat, iar cu media 10 niciunul. Giurgiu se află printre alte 27 de județe din țară în care ratele finale de promovabilitate din sesiunea august-septembrie sunt superioare celor din anul 2014. În județul nostru s-a înregistrat cea mai mare valoare, 13,38%.